Duminica Floriilor le aducea concurenților din Casa Mireasa un tas cânton cu sărbătoarea zilei. Arătați crenguța împodobită la camera destinată antena Play și merge sperând câte una la poartă, până când ați agățat toate crenguțele în ordine. Băieții care aleg crenguța fetei pe care o plac, o iubesc, vor avea parte de o noapte alături de fete. Mult succes tuturor! Așa că fetele își alegeau imediat panglica cu nuanța preferată și câte o crenguță pe care să o împodobească. Să fie frumoasă, să-i placă băiatului. Păi dar se rupe dacă o agăț, nu? Nu se rupe, Salce. Poți să-i faci ce vrei. Câte una de fiecare. Fetele și-a antrenat talentul și creativitatea în împodobirea și modelarea crenguțelor. Împodobește mama Bradu, ia uitați-vă la Ina. Nici că împodobește Bradu. Bună melodia asta. Nu știu, habar n-am ce să fac. Pe bune, sunt complet iritat. Așa, fundiță, fundiță. Dar alea nu se fac, numai panglica se face. Se fac și astea. Se fac și alea așa. Cine a mai văzut așa ceva? Dar la noi cred că acum se pune tei în poartă. Păi acolo că pierzi. Păi da, gata, mi-am terminat. Giovanna. Inima mea bate. 3, 2, 1, pa! Mergeți la cameră, pe rând fiecare. Și să vedem ce a ieșit după atâta îndemânare și concentrare, căci fiecare și-a dat silința. Așa, eu am ales galben cu sclipici și am făcut câteva fundițe aici. Am ales culoarea roz pentru că îmi place roz. Am ales portocaliu și vreau să eu dedic lui tati, fiindcă e ziua lui. Te pup, tati, te iubesc. Am ales turcoaz, nu este albastru, sper că vedeți bine, da? Am ales verdeața. Am ales verde deschis pentru că n-aveam roșu. Am ales violet. Eu am ales alb și un strop de ploaie. Așa că nu mai rămânea decât așezarea crenguțelor în locul indicat, pentru ca băieții să poată alege apoi. Stai că vreau să o prind așa. Și dacă toate crenguțele fusese reexpuse, urma intrarea băieților în scenă. Păi sau nu e părneș? Da. Ah, ia. Nu iau. Păi sau nu? Păi nebuna asta, alba. A, eu iau pe asta. Uite și, dar cum o legată, mă, mâncați așa? Băieții se îndreptau destul de hotărâți spre crenguțe, dar să vedem ce a ales fiecare. Am ales această crenguță, cred că e a Giovanni. Berneș a ales rozul. It's good. Alina? Am ales coronița cu panglica mov, violet, ce-o fi asta? Eu am ales această minunată... Am ales această minunată coroniță. Perneș a fost singurul care a ales crenguța partenerei lui de cuplu, deci a câștigat tascul. Mamă, eu nu cred! Arată-i la maică ta ce creangă a ales! Păi și tu ce ai ales? Dita mai pom, unde? Vine aici! De unde rupă, mă, ta, mă? Bă, copile! Vine protecția mediului și îți dă de căpiesc cu ăsta. Am adormit înainte să înceapă tascul și am zis chestia asta pe fundița, că dacă ar fi să fie task și să-mi dau seama pe cine să aleg, gen, ar fi după fundiță și am văzut fundița asta pe gard. De ce am ales roz? Că zice mie că stă bine roz și am zis, bă, dă-o, n-ai, de asta e. Stă bine. Da, felicitări! Ai câștigat o noapte în Casa Fetelor. Da. Azi. Perfect. Și dacă voi în altă zi, asta e, astăzi e. Așa că astăzi dormi în Casa Fetelor. Nu știu dacă...
De ce? De ziua fac un perne și ți-o. De ce? Dar face ceva? Ce? Noi. Da. Da. Inima ta a rămas agățată de gard. Da. Stați un pic că discutăm, avem un moment aparte. Frumoasă ideea cu picătura de rouă, adică creativă. Nu. A gândit acolo un concept. Cine a luat? Andrei a luat-o. Andrei a luat-o, așa, și în rest ați agățat niște fundițe. Și am împodobit toată creanga. Și toată creanga. Și aia cu inima, era o... Era vizibilă de tot. A văzut-o, domnule, că era totul verde. Băi, poarta verde, creanga verde. Poarta neagră. Neagră? Mă rog, putea fi verde. Da. Când am făcut teaserul pentru partea asta a emisiunii, am spus și eu să vedeți cine s-a supărat la acest task. Și s-a auzit o voce. Vă rog, repetați cine a spus ce a zis. Giovanna. De unde știe lumea că tu te-ai supărat? Nu, n-ai spus-o tu, a spus un băiat. De unde știe lumea că tu te-ai supărat? Că tu te superi de obicei la task-uri când le pierzi, nu? Păi da, îți dai seama. Da. Și că până și colegii din MCR au zis că e vorba despre Giovanna. Da.